În luna ianuarie anului 2014, o țară întreagă era îngrozită de teribilul accident aviatic produs în Munții Apuseni, în urma căruia Adrian Iovan și-a pierdut viața. Atunci, copilotul Răzvan Petrescu a scăpat ca prin minune cu viață. Timpul a trecut, însă rănile sufletești sunt încă profunde pentru acest tânăr de 24 de ani. Pasiunea pentru zbor a făcut însă ca Răzvan Petrescu să fie din nou la manșa avionului. Acum își desfășoară activitatea ca instructor de zbor la Școala Superioară de Aviație la Streșnic. A trecut cu succes toate testele pentru a-și recăpăta licența de zbor. S-a chinuit, a luptat, un an și trei luni a stat prin spital și mai mult prin clinici de recuperare, foarte mult a muncit pentru a se recupera. El dintotdeauna și-a dorit, asta știe, asta face, chiar era nerăbdător să se întoarcă la manșe, având o întrerupere foarte mare, a avut nevoie de niște programe de reantrenare, de controle. L-au fățit foarte mult, vă dați seama că au insistat, mai ales fiind în cazul ăsta meditează, chiar l-au studiat să vadă și psihic dacă este afectat. După cumplitul accident, viața lui Răzvan s-a schimbat, în sensul în care acum familia percepe altfel tot ceea ce se întâmplă. Accidentul ăsta poate a fost un impuls, un bubârnac, ca să ne dăm seama ce înseamnă de fapt viața. Acum 3 săptămâni mi-am reluat licența medicală. Și după ce am obținut acest drept, am avut posibilitatea să și îmi reiau licența de zbor. E tot ce ți-ai dorit, practic. În această perioadă, da. Asta. Bine, la început, prima și cea mai arzătoare dorința mea era să mă vindec, să trec cu bine peste toate greutățile. Și a doua dorință, într-adevăr, cea mai mare, a fost să revin la manșa avionului. Mai are ceva intervenții chirurgicale de făcut, însă tânărul aviator spune că greul a trecut. De altfel, Răzvan Petrescu a zburat prima oară în viață la 2 ani și jumătate. Tatăl său i-a transmis acest microb. Am investit și sentimente și pasiune pentru această meserie și asta am considerat de la început, de când m-am urcat prima oară în avion, că trebuie să fac. Acum s-a întors la serviciu ca instructor de zbor. Îi învață pe viitorii piloți ce înseamnă această meserie. Este o meserie care oferă foarte multe satisfacții, mai ales meseria de instructor. Ce pot să vă spun că cea mai mare satisfacție a unui instructor este ca atunci când prin munca ta reușești să înveți un tânăr elev, pilot, să zboare în simplă comandă, în care îi dai avionul și el își execută singur misiunea de zbor. Răzvan Petrescu nu-și mai concepe viața fără zbor. Visează însă să ajungă pilot la marile firme de transport aerian.